Sportivii de la clubul de karate Gloria Deș au participat la finalul săptămânii trecute la faza zonală a campionatului național de karate tradițional pentru cadeți, juniori, tineret și seniori. Decesul fostului arbitru și observator a întristat întreaga mișcare fotbalistică din România, în special pe cei de la Asociația Clujană, unde era responsabil de activitatea arbitrilor din județ. După 14 ani de activitate fotbalistică, 16 ani în activitatea de arbitru și 17 ani ca observator din partea Federației Române de Fotbal, Mircea Salomir a fost răpus de cancer. Tumora de la cap îi fusese operat în luna decembrie anului trecut, însă cancerul a recidivat, iar fostul arbitru și-a petrecut ultimele două luni de viață în spital, având rare momente în care să-și recunoască familia sau apropiații. Decesul lui Mircea Salomir a fost anunțat printr-un comunicat și pe site-ul FRF. Născut la data de 1 mai 1945 la Turda, Mircea Salomir și-a petrecut cariera de fotbalist la Cugir, Gloria Bistrița și Universitatea Cluj, abandonând activitatea de jucător în anul 1977. S-a dedicat arbitrajului promovând în lotul divizionar A în anul 1979 pentru ca, doi ani mai târziu, să dobândească cu sunul FIFA. În perioada august 1979-decembrie 1993, a condus printre altele 221 de meciuri în Divizia A, situându-se din acest punct de vedere pe locul 5 în clasamentul românesc All Time. Timp de 12 cât s-a aflat pe lista FIFA, a arbitrat peste 40 de jocuri internaționale. După ce a încheiat activitatea de arbitru, a devenit observator de arbitraj atât pe plan intern cât și pe plan internațional, făcând parte și din Comisia Centrală a Arbitrilor. Federația Română de Fotbal și Comisia Centrală a Arbitrilor din cadrul FRF își exprimă întreaga compasiune familiei indoliate, căreia îi transmit și pe această cale sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească! FRF a anunțat că în acest weekend, înaintea fiecărui meci din ligile 1, 2 și 3, se va ține un moment de reculegere.